Hai, nu stați și Crăciun fericitor, băieți, bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi suntem pe Meeting 2 Tempest. Haideți să începem episodul cum am obișnuit, cu căluțul ăla puternic. Opa, uite ce am găsit pe aici pe jos. Da, băieți, nu uitați de like, share și subscribe și follow pe Insta pe care le scrieți în descriere. Am văzut că încep din nou să am multe vizualizări la videoclipurile cu Meeting și vreau să vă mulțumesc extrem de mult. Vă apreciez, sunteți numărul 1. Da. Pe lângă vizualizările alea, hai să facem și niște like-uri, că și alea îmi plac rău, hai să facem și noi multe like-uri la videoclipul ăsta, vă rog frumos, deci dați acolo like-ul ăla puternic. Da, băieți, haide, revin când ajunge la ținte, că n-are sens să vă țin aici cât timp fac eu drumul ăsta. Am luat-o pe prima, acum mă îndrept repede și pe a doua, în 2 minute ajung și la a doua și nu cred că eșuează, că sper că nu eșuează, că dacă iar o fac de 10 ori, e nașpa. O luăm acum și pe a doua și mergem direct la grejdar. Este un joc, da, înapoi la grejdar. Hai să mergem. Bam, bam, bam. Nu mai am scrolluri de-astea de mă duc, mă pun și m-am duc cu ele. Așa că o să trebuiască să fac niște sfaguri, să dă un inel teleport. Hai să ne pe grejdar. Bam. Rezultat, a ieșuat. Ok, facem din nou. Am făcut și nivel 39 off-camera, că am lăsat conturile să bată pentru că e eveniment ok și eveniment cu șosete. În videoclipul de azi o să deschidem și o să jucăm, de fapt, și cardurile ok și o să deschidem și cufările de la evenimentul de Crăciun, de la Moș Crăciun. Poate că avem ceva cufere, pentru că am câteva conturi, mi se pare că 8 conturi sau ceva de genul oricum. Sper și la niște schimbări, la niște adaugă, nu? Că așa e normal. Au la prima țintă acum. Hai de repede și la a doua. Ajung acum imediat și la a doua și dăm iar cu scroll-ul. Țeacă la paca. Așa, am luat pe a doua. Hai cu scroll-ul până la prima. Scroll-urile astea băgate la cuferile oceanic sunt foarte, foarte bune. Mai ales când faci calul, numai să este plin de la... De la țintă până în poraj, de la țintă până la teleporter, în cazul în care ești în altă hartă, sunt mai bune. Hai să vedem, a reușit, doar că eu cred că o să rămân fără până ajung să mă duc în altă hartă. Bă, am mutat eu niște cufere Jigsaw aici pe contul ăsta pentru că vreau să le băgăm pe shop. O să scot acum shop-urile la offline din item shop și o să le activez, o să îmi bag shop-ul offline ca să nu mai stau să fac shop-ul de fiecare dată, să-l deconectez, să-l conectez, că e prea mare putere. Așa mai bine am direct shop-ul offline și nu mai stau la discuții. Gata, băieți, am băgat și shop-urile offline, am 24 de ore de shop offline, e mai mult decât perfect. Și haideți să vă arăt și cum arată shop-ul momentan. Avem numai cufere cu pește și pe asta l-am pus așa în caz că se cumpăr toate cuferele să nu se închidă shop-ul. Are să vi-l arăt și aici. Nu ăsta. Trebuie să fie o flacără. Da, să dau eu. Uite aici. E flacăra asta lângă mailbox. Eu aici shop-ul. Am luat și cașmir ca să fie treabă. Și am văzut eu că sunt la reducere extindere inventar și cred că ne băgăm puțin în ele azi. Da, băieți, hai să ne băgăm și în extinderea la inventar, că au preț prea bun. Bam, 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 bam. Momentan cred că iau doar atât, să vedem cât îmi deschid cu astea pe care le-am cumpărat. Am 42. Hai să vedem. Hai să fac așa. Bam, 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 bam. Mai am? Da, mai mult ca 15. Bam, bam, bam. Mi-ar mai trebui încă 40, cred. Cred că încă 40 mi-ar mai trebui ca să deblochez toate inventarele. Nu știu ce să fac. Hai mă că mai luăm. Hai să mai luăm, să mai investit un pic. Deci mai au 7, 14, 21, 28. Eu momentan atâtea că nu știu câte mai trebuie exact. Și dacă se iau mai multe, mai bine luăm de mai multe ori. Bam, 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 bam. Mai trebuie? Da. Ar mai trebui încă 14.
Hai să le luăm. Deci avem 7. Și mai am eu încă 3, mi se pare. Adică mai trebuie încă 4. 3. 4. Gata, cred că acum... Cred că e gata. 7 și 7. Da, gata. Avem 4 inventare deblocate. E perfect. O să trebuiască să le deblochez și pe șamandanul, acum chiar nu e grabă absolut deloc. L-am luat pentru că era la 33% reducere dacă l-am atâtea, dacă l-am făcut 7 și... Na, adică normal sunt 105 MD și am luat 69 pe ele. Deci, e perfect, e bună reducerea aia. Și exact ce vă seamă de evenimentul de Crăciun, că am lăsat conturile să bată la șosete și la astea. Hai să o luăm și cu fărașul, din care ne pică... Yang. O le iau pe toate caracterele și revin când îl deschid. Avem prima oară șamanul și Yang, primul cont, Yang, al doilea cont. Bine, bă, avem primul schimb, bă. Al treilea cont, Nicoarea Grabei, al patrulea cont, Yang, al cincelea cont, Piatra Spirit. Și cam atât, aparent aveam doar 6 conturi. N-aveam 8, de fapt mai am încă 2 conturi care sunt nivelul 1, pe care o să le bag și pe alea la produs, da, mâine, nu cred că azi. În schimb, mai avem 15 cupere, bonită, vernil și vișinie. Hai să ne încelăm din ele. Începem cu alea vernil. Prima, Zeu, Inel, Boabă Zen, Mănușă, SS. Bine, primul schimbă. Inel, Mănușă. Adaugă, bun și ăsta. Mănușă, Babazen, Bless. Ok. Una cu una e ok din alea 15. Hai să vedem și astea vișinii. Bless, Zeu, Babazen, SS. Critică. Bun, adaugă. Hai și un schimbă ca să fie ca la celelalte. Babazen, Pătrundere, SS, Pătrundere și Pătrundere. Bă, două adaugă și un schimbă e... average, nu e nici rău, nu e nici bine, I'll take it. V-am zis că l-am băgat conturile, l-am bătut pentru cuferele ok și au mamă ce vânzare se face puternică și așa că mă bag să joc toate cardurile, o să dau un fast forward și revin direct cu rezultatul.
terminat de jucat toate cardurile astea, ok? Din 28 de carduri am primit 15 bronz și 13 argint, nici măcar 50-50 n-a fost, nu mai zic că n-a fost niciun auriu, deci s-a mișcat oribil, execrabil. Hai să deschidem bronzurile și dacă argintile n-au un preț ok, pe piață le deschidem și pe asta, dar hai să începem mai întâi cu bronzurile. Avem un set, Young, XP, Young. Deci doar un set din atâtea cufere. Hai să și jucăm. Avem, dă-mi un 4, te rog, sau 5 acum. Da, uitați-vă cum îmi dă și acum dă 6 galben. Da, și dă 6 galben acum sau albastru, 100%. Uite. Și n-am cum să fac nici măcar silver dacă îmi dă așa. Exact ce ziceam, se mișcă oribil, deci... 6-6-6 și past. Asta a fost. Și el deschid și este Ian. Hai să vedem dacă argintile au un preț bun pe piață. Argintiu. Da, nu stau să scriu. Ok. Dar nu știu care sunt alea de iarnă. Cred că asta, nu? Nu, celălalt. Un caca 200. Opa, e bunicel preț un caca 200. Adică să le pun pe astea toate sau să le mai păstrez. Da, momentan păstrăm argintile pentru că probabil o să se scumpească, așa că astea le mai păstrăm, deschidem doar bronzurile momentan. Gata, băieți, asta o să fie și videoclipul. O să-mi bag din nou conturile la crescut și la bătut, pentru că asta voi face de fiecare dată când închid videoclipul, pentru că e foarte profitabil, având în vedere că e și event, ok, și event de Crăciun, e numai perfect. Hai să vă arăt și shop-ul care nu este la ăsta, l-am umplut. Avem extinder inventar pentru că sunt la ducere și am luat, că am văzut că au preț bun pe piață. Avem și cufele astea de pește, niște upgrade de prima 2, 3 abir, 2 kelpie. Să vedem cât și ce se va vinde până mâine când voi face următorul videoclip. Eu am fost Joe, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, de share, de subscribe și follow pe Insta pe care l-aveți în descriere și dați like-ul la băbăieți, bă, că știu că vă place, mă. Știu că vă place pentru că îmi primesc foarte multe mesaje de la voi și vă mulțumesc foarte mult. Da, bă, eu vă pup, ne revedem în următorul videoclip, vă pup, ceau, pa, pa!